Potrivit actului normativ, Strategia Națională de Control al Tuberculozei în România se elaborează pentru o perioadă până în 2030. Aceasta reprezintă principalul document de politică publică ce fundamentează măsurile de control al tuberculozei la nivel național. Toți cetățenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau reședința în România, au dreptul garantat de stat la serviciile de natură medicală, socială și de susținere psihologică cuprinse în Programul Național de Control al Tuberculozei, după cum urmează: servicii medicale de prevenire, diagnostic și tratament al tuberculozei, servicii psihologice, servicii sociale și indemnizații lunare de hrană, se arată în proiectul de lege. Ceea ce înseamnă că toți bolnavii tratați de TBC vor primi o indemnizație lunară de hrană, concediu medical plătit pe toată durata terapiei până la vindecare, dar și sprijin psihologic. Plenul Camerei Deputaților a adoptat în calitate de for decizional acest act normativ. Proiectul a trecut cu 262 de voturi pentru și unul împotrivă. România a ajuns pe primul loc la incidența tuberculozei în Uniunea Europeană. Anual la noi apar peste 12.000 de cazuri de TBC, iar aproape în fiecare zi 3 români mor din această cauză. Mai mult, boala este contagioasă, un singur om poate transmite boala la alte 10-15 persoane.